Și bine v-am găsit la un episod pe acest canal de reacții horror aici cu Gabi. Astăzi facem o reacție la Paul, da, Adrian aici cu un nou clip horror, bine. Auzi, Clip. auzi, bă. Stai că am pus căstile invers, stai un pic. Bun. Până și pune-l Și acum e... căștile înapoi. Gata, gata, Nu uitați de un like acolo, un gata. subscribe, un share pe dacă ați scoate notificări, aveți acolo în descriere. Și hai să dăm drumul la clipul, are 26 de minute, 30 secunde. Ambele pulica. Clipul a fost postat acum o săptămână. Nu Da, știu dacă și s-a auzit, dar pizdă. bro, să sperăm că se aude cum trebuie. Acolo, dacă să facem 5 like-uri la acest episod, o să Bun continuăm cu seria, găsit, pentru că nouă prieten. ne place să o facem. Sper că se Animalele aude văd mai destul de multe lucruri decât noi. tare acum. Un clip aparent incredibil. Am dat un pic mai Toată tare ca să auziți interacțiunea și voi clipul mai dintre o calmea. siluetă translucidă și niște câini. Câini. Skinwalker. Bro. Câinii nu s-au speriat. Mamă, coaie. Ce e aia? A, da, și nu mai stinge lumina pentru că întrebătorul e pe departe și mie care nu se merge pe scaun. Așa zisa entitate le-a lăsat niște recompense pe jos Opa. și chiar s-a apucat să-i mângâie. Bro. Dacă Coaie. însușirea Good. translucidă ar fi fost dată de calitatea proastă a camerei, atunci de ce numai omul apare așa, iar câinii nu? Da, să așa. Exact, nu cred. Bă, Poate nu a fost o bă, fantomă. bă. Poate Lasă dracu, că la mine se corpul aude acela după. avea un fel de câmp energetic mai special, care a Aparente pe un bulversat hol aparatele electronice. și... Da, stă Voi acolo ce pe hol cu credeți? laptop, pentru că camera lui este ocupată. Păi, mi-e frig. Ajută. Ai și oglinda Devin aia. omul zăpezii. Ai și... Ieti! Ai și Devin oglinda. omul zăpezii. Ai și oglinda. Devin negru. Băi, Pardon, pardon, pardon. ai și oglinda acolo. Nu mereu Dă-te-n pula interacțiunile mea. dintre animale și Dacă apare, fantome se vadă sunt Andrei cu pisorul, pozitive. nu ești de bun? În octombrie 2023, Emma, o doamnă din Statele Unite, a observat comportamentul atipic al câinelui ei. Ți se Ce? cred eu? Ceva din bucătărie i-a atras Că atenția. câinele l-a turbat! Dar Emma era singură. Adică du-te la moaca lui un Ia, pic. dați-mă un pic. Măta e fantom. Acolo, da, ia uite cum intră măta. Bro, ai coaie, fii serios că vreau să fiu atent. Ce cură are câinele ăsta? Coaie, 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 poftim! Nu, n-am văzut. Doamna a continuat să filmeze. Coaie, ai văzut ceva că eu Ceea nu. ce a urmat Nu! este aparent Da. Am uitat incredibil. la cucă de Taci! câine! Taci! Vreau să aud, vreau să văd. Bro, dar nu înțeleg ce... What the fuck? O umbră fără Coaie, what the sens fuck? s-a apropiat de câine, Oh. încercând Să parcă lovească, credeți? să-l prindă. A trecut de umbră handicapată. Bro. Bro, săracul cățel. Poți să te de pe Discord de ceva gen? Imaginați-vă că vă uitați la televizor liniștiți, iar Bro, când îl nu. stingeți, vedeți pe cineva reflectat în Nu. el, De ce? De lângă ce? voi, Nu, deși coaie. sunteți singuri. Coaie, nu. În 2022, Rachel stătea în pat după un pui de somn când a observat o asemenea Pare bun siluetă în clipul, pare bun sticla clipul. televizorului. Speriată, s-a întors, Mamă, crezând că era un coaie. intrus, Oglinda. dar alături nu se afla nimeni. Și totuși, Bro. reflexia nu mințea. Atunci, a început să-i simtă prezența, privirea. Bro, de nu, mă. Deși Dude. fizic Coaie, nu am se o ușă afla care nimeni e altcineva închisă în lumina cameră. fix lângă mine, coaie, în pula mea, mi-e frică să mă uit. Stai să te dau seama în secând, spargi timpanele, gata. Tu ai oglinda aia acolo. Ba pula de oglindă! Bro, de ce băga muzica asta cu coaie? Bro! Străinul nevăzut s-a uitat la ea în timp ce dormea, Bro! simțind Mie, că a fost ba, descoperit. ca lumea. A dispărut cu totul. Ia O ciudate. fotografie sinistră a fost făcută publică de către Ia, youtuberul fotografie bizar sinistră. Bob. Părinții Bro. copilului din pelicula Aie. nu au observat nimic neobișnuit atunci. Ce Recent, aia? când s-au uitat prin album, au rămas fără cuvinte. Why, what the fuck? În spatele fiului lor se afla o entitate. Putem... Bă, dar și m-am gândit eu, coaie.
Te-am că pun pauză. Știu că e un gând de hat. Știu că e un gând de căcat. Bă, cu ei, mă gândeam să mă uit acum încolo, dar toate pozele mele de când eram copil sau toate pozele astea din telefon pe care le am eu, să văd dacă văd ceva cu aia în poze. Fără mișto. Chiar m-am gândit să fac chestia asta. Nu era o simplă umbră. Avea ochi. Niște ochi. A, mulțumesc, Paul. Nu știam, nu-i văd. Thank you for the information. Privea obiectivul. A, păi auzi, mă, o informație. Ui, tare. Un lucru văzut în timpul paraliziei în somn. N-am avut, peste n-am vreodată în viața mea. Care este explicația? Eu nu, de-abia s-a avut. Și? Cum a fost? Nu se știe. Dracu știe că dracu ăla în sele se-a spus acolo. Lezi, că doar ea a văzut, aia să... Lasă. A zis că plânzea, că se învârtea toată camera cu el, a zis că atât astea. Mai active poate. Zone, din punct de vedere... Nimica, nu te văd, nu ești băgat în seamă, nu vorbim despre tine! Rusty își testa noua dronă, când pe neașteptate... Vorbim despre el, lași-mă un pic! Sper să ajungem ca ea! Lași cu aia! Cimitirul respectiv, Evergreen, se află în Arkansas. Mamă, la începutul anilor dacă 1900, dacă mi-arăți că se trezește un din mormânt, eu închid clipul. S-a dus să-l caute. Zombie coaie. A fost găsită fără suflare de către localnici. A fost îngropată în acel cimitir. Legenda spune că de atunci, fantoma ei continuă să... Bă, sper că au zis clipul calmea și că ne-au zis pe noi calmea, pentru că acum, nu știu. La mine se aude destul de încet, la asta se aude tare. Nici eu nu știu cum să-l dau. Coaie. Păi mi-e coaie să-mi... Nici să nu văd nimic, coaie. Bro. Du-te, dracu, du-te, dracu. Bine, aia poate era doar o femeie care stătea acolo. Nu știu dacă neapărat e fantomă, știi? Adică nu e obligator să fie fantomă. Foarte mulți de ăștia care... La prima vedere, silueta pare a fi o plantă. Bro. Când se plantă visez vericul. Perspectiva noastră se schimbă. Acum a fugit femeia cu ea. Îmbrăcat în haine de pe timpuri. Odată ce a simțit prezența dronei, a dispărut în noapte. Oh, da. Intrigat, Rusty a continuat să se plimbe cu drona pe deasupra cimitirului. Sunt între. Tu? Yeah. E posibil să fi surprins o fantomă adevărată. În câmpina, județul Prahova, se află în bântuită ca stele din lume. Păi, a fost proiectat de către Bogdan Petriceiu HD-ul, în memoria fiicei sale, fratele. Iulia. HD-ul a ocupat diverse funcții universitare, a fost savant și a contribuit la progresul filologiei. Iulia a fost considerat un viitor geniu datorită capacității sale uimitoare. Bro, zici că e potato. La 2 ani. Să vorbea o franceză elevată. La 4 știa deja să citească, iar la 5 păi, ce a scris mai multe poezii memorabile. La 11 ani a creat o piesă de teatru. Cartoful de toamnă, poate. A fost admisă la Sorbona. Lași-mă un pic. Din fericire, tuberculoza a răpus-o la doar 19 ani. Da, în 29 septembrie 1880, dispariția fulgerătoare a Iuliei l-a distrus pe HD, care nu a putut accepta pierderea propriului copil. Acesta este motivul pentru care, la 6 ani după moartea fetei, HD a început construirea castelului. Un templu cu destinație precisă. Stabilirea contactului cu lumea de dincolo. Oh. Acolo, tatăl a susținut mai multe ședințe de spiritism, lucruri consemnate într-un jurnal personal. La un moment dat, aflat în transă, HD-ul a luat un creion și a scris, condus de spiritul fiicei sale, cuvintele: sunt fericită, te iubesc, ne vom revedea, asta ar trebui să-ți fie de ajuns. Dar bine, el nu, s-a stins în 1907, asta nu există dovezi. Dar spiritul lui, susțin localnicii, a rămas acolo. Legendele spun că celebrul castel este vizitat în fiecare noapte atât de fantoma Iuliei, cât și de cea a tatălui. Bro. Cântecul ei la pian se poate auzi deseori din spatele pereților de piatră albă. Acordurile fiind răspătite cu aplauze frenetice, fără sursă, puse de angajați pe seama fantomei tatălui. Uneori, se poate auzi vocea Iuliei, de soprană, limpede și delicată. Cartof. Alteori,
Atunci când melodiile interpretate aici, respectul fetei nu sunt suficiente pentru a-i stăvili dorul. HD-ul plutește până la ferestre și își strigă durerea în urlete de lup. Ce dracu. Asta, și nouă de cine a zis informația asta. Castelul adăpostește o statuie a Mântuitorului. În ciuda distrugerilor repetate la care a fost supusă clădirea de-a lungul decenilor, până să devină muzeu, această statuie a rămas neatinsă. În 1936, trei băieți au mers să viziteze castelul. Unul dintre ei, Mircea, fiul unui industriaș român, s-a distrat pe seama statuii, fotografiindu-se alături de ea. Bro! Pe capul acestei a așezat un batic, iar mâna și-a pus-o pe după gâtul său. Câteva zile mai târziu, a intrat într-un depozit al tatălui său, de acițul furic pentru spălatul pieselor, și întregul trup i-a fost ars de substanța. Așa, pișeam aș pătien de sclav. Doar fața și mâna dreaptă. Pe cum coaie să faci așa ceva în plasa tăia asta lui Iisus, ești handicapat? Credeți? Băi, handicapat om. A primit ce mi-a dat de mult să duc handicapat. O altă întâmplare stranie s-a produs în preajma anului 1957, după ce castelul a fost transformat în cazarmă militară. Puste superior să degajeze încăperile castelului, la un ordin venit din tagma comunistă, unul dintre soldați a încercat să scoată din clădire statuia. Deși acesta pare a fi cel mai ușor exponat. Dar tu vezi ce mișto e făcută statuia cu aia. A putut fi clintit. E mișto, da, dar pana. În cele din urmă, ochiul ăla, nu știu, pe ochiul ăla. Unde se află și astăzi. Păi, coaie. Ba chiar mai ciudat, în anii 70, după cutremurul devastator care a pus la pământ întregi în București, au început să circule zvonuri conform cărora statuia era singurul motiv pentru care castelul Iuliei a rămas în picioare. Bune. Bun. Una dintre camerele de supraveghere ale nu îmi spune că... A surprins în 2015 trei globuri luminoase. Ah, wow, și? Mulțumesc! Așa ținut și-a putut explica fenomenul. O familie care l-a vizitat în 2017 a scris în carte că am avut o chestie cu pățul ăla luminos? Păi. Pe astăzi, cameră, mai ai simite? 21 iulie, am trăit un moment inedit. Glasul de sopran al Iuliei Hașdeu s-a auzit măiestos din camera cu ușa de piatră. Iulia a confirmat că viața există și după plecarea noastră fizică din această lume. Iarna, stăteam cu colega mea la intrare și la un moment dat... Ce oameni, ce fătă și pasă cu aia, ce față are! ...melodie transmisă de Iulia. Pământul lui potato! Ziceam, și tu auzi ce aud și eu. Și tot așa, un pic de teamă mi-a fost. De când am intrat, parcă mă apasă ceva așa, emoția e foarte puternică. Eu cred că e spatele ăla care e încordat. Într-adevăr bântuit. Vă aștept părerile în comentarii. În comentarii! Băi, da. Aia cu tunel, mi s-a părut fascinantă. Au vizitat un tunel bântuit din Japonia. Asta o știu. Unul cred. Dintre ei este fotograf. Ideea era să facă o ședință foto. Deodată, celălalt amic a dispărut la capătul tunelului, într-un vârtej de lumină orbitoare. Păi, da... Ia! Ia! Oh, că n-am zis nimic. Pista. Da. Se poate vedea cum l-a apucat panica pe fotograf. Niște țipete terifiante au urmat. Și apoi... Păi, deci mai a fiori. Bă, ce dracu e. Păi, la ce mă uit? What the fuck se întâmplă? Acum. Na, care mai arată pe să intre în pod? Păi, cine mai arată pe să... Bă, nu înțeleg nimic.
cine mai are tu să duc într-un tunel? Coaie! Morții și familia! Mă căcai pe mine, coaie, du-te în pula mea! Coaie! Apariția era micusă. Avea fața afectată de lumina aceea. Du-te în pula mea, coaie, du-te în pula mea, coaie, du-te în pula mea, coaie. Coaie, te morți, mătii, coaie. Bă, mă, căcai pe mine, coaie. Tu-s morții, mă. Ești ok? Ce ai, coaie, am rămas traumatizat iar. Doamne. De la aia cu... De la aia cu fantoma din Japon, Japonia, faza aia, coaie, n-am mai, nu mai fac așa la clipul lui Paul. Wow. Uai, de viața mea și... Doamne! Pericule! Și vine câinul ăsta cu aia cu fața asta la mine! Coaie, se face de kill me, please! Coaie! Coaie! Bă, ce mă, căcă copilul ăla, a făcut morții, măti, de copil. Tu ți ochii aia tăi, băga mea și pula negri, măti. Dă-mă star, bă, să mă speriez să mă pis. Căi, dar câinele ăsta e... Puțin pute, coaie. Haideți să vă arăt prin ce trece, concret. Coaie, nu alt, da? Mamă! Coaie, nu alt! Mamă, coaie! Deja trec copintă de asta grea, nu mai vreau! A luat telefonul și a mers să investigheze. Uite, cine dracu s-ar duce să... Coaie, asta trebuie să faci tu când auzi sunete. Du-te-n pula mea, dar asta o să faci tu, coaie, ești nebun, te trimit pe tine. În pula mea, coaie, du-mi pe căbiță. Exact! Bro, dacă ea mi-e zici fazin, eu mă piș pe tine. Mamă! Nu. Bă, dacă iar îți am scrâmba pula în el. Mamă, nu. Nu. Okay. Nu mă uit să-mi bag. Dă timp. Nu. Păi, nu. Nu te uita. Câine. Nu. E român ăsta. Păi, dar mi-e frică să-mi bag pula. Păi, e un jumpscare. Nu că pare, sunt sigur. Păi, mi-e frică. Păi, marș. Băi, nu. Băi, nu. Să-mi băg. Să-i dracu' e acolo. Băi. Băi, nu. Nu. De ce s-a dus, bro? De ce s-a dus? Trebuie să rămâi acasă. Ăsta e cel mai bun clip de acum din toată seria asta până acum. Bro. Băi, e cel mai bun clip dacă îi răspunde, mă opriți pe mine. Bro, dacă îi răspunde. Bro. De ce îi stinge lumina? Exact. Bă, marș. Ce-mi pula. Nu, da, dacă ea se întoarce și... Dacă ea se întoarce, mă piși. Nu mai... Nu. Bă, rău. Dacă ea rezeam scared... Băie, taci. Mă pis în cubulete. Marș, coaie. M-am pisat. Coaie, da, dacă deschid... Coaie, taci, coaie, că nu mă, într-o stare de aia de frică. Coaie, ce se aude? Coaie, ce-i aia? Nu știu, coaie! Coaie... E-mi pula de câine! Miu-miu... Bro, ce-a fost aia? Miu-miu! Coaie, nu! Coaie, ce-i aia? Coaie, ce-i... Bro, lăsa să te referi! Păi, ai o floare cumva? A fluierat el, să vă zic. Bă, asta e o floare aici? Dacă ai o floare pentru tine... Păi, asta nu e floare, nu? Ce fi ce te refere, că eu văd aia. Bro, la aia voi dar nu vreau să dea cu la mine. Mama. Frigider. Păi, uite, coaie! Ai văzut? E o floare! Calmează-te! Coaie, dar am văzut un corp! Fii atent, uite! E coaie, stai! Stai!
Uite, 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 uite un pic cum era aici. Vezi? Văd. Băi, dă-te-mi pâine că era aici. Dar de unde a fost? Mamă, coaie marș. O respirație se poate auzi în mod cert. Da. Da, chiar. Crucea și fotografia mamei sale a fost prezentă pe perete. Că nu mai dorm. La începutul clipului. Și totuși, ele dispar ulterior. Mamă, coaie. Ceea ce a urmat. Nu. Este terifiant. Nu. Ma, e clar, nu. e clar dacă spui asta. Floare. Mi-e frică. Ta floare, din cauza. Nu, marș. Băi, marș, nu. Băi, nu. Să-mi bro. Pula. Băi, floarea. Se frică? Floarea aia să-mi bag pula. Floarea aia să-mi bag pula. Coaie, dacă îmi sare ceva în față, mă piș. Băi, el de clip. Ba pula, coaie, eu ies. Ies de pe prezentare. Ba pula la prezentare. Băi, de ce? Bro. Nu te pizdilica, măte. Ai, coaie. Ai stricat momentul. Nu știu, coaie, fac glume de retardate ca să nu mă sperie. Coaie, de ce-s mâinile acolo, coaie? De ce pula mea, coaie? Scuză-mă, coaie, că eu nu știu că asta ca niște mai mulțumesc. Thank you for the information again. Thank you for the information. The information. Bro, ce e pe camera lui? Bro, ce e? E mâna lui, coaie. Coaie, că mi-e frică acum de orice prostie. Coaie, a plecat mâinile, coaie, sau mă, sau sunt eu chiar. Coaie, nu, de ce? Coaie, unde te duce? Coaie, marș. Coaie, nu. Nu! Nu. Coaie, îți fără mâinile, coaie, jumpscare. Să mor de noi jumpscare. Încă mai sunt mâinile alea acolo, coaie. Coaie, jumpscare, coaie. Bro, se duce la ele. Abelit. E jumpscare. Să-mi bag până. Abelit. Jumpscare, coaie. Bro, abelit de două ori. Coaie. E jumpscare. Dar se ridică cu lanterna sa. Coaie, e jumpscare, să-mi bag pu. Du-te-n pizda, măti. Coaie. Nu, coaie. Du-te-n pula, coaie. Nu, ori să-i faci semnul deschide, ori să-i faci semnul deschide, ori să-i faci semnul deschide. Coaie, de ce te apropii de el în pula mea? Coaie, nu! Du-te-n familia, măti. Pula mea. Pula mea și-n câinele. Iar să fie seanscă. Mâini palide au apărut. Mulțumesc, Paul, nu știam, n-am văzut. Odată ce Eric i-a poruncit fantomei să se retragă în besnă, aceasta l-a ascultat. Mai apoi l-a sfidat, punându-le înapoi. Când s-a apropiat și a încercat să le atingă, un chip grotesc a ieșit la înaintare. Apariția l-a speriat du-te-n de moarte. Pula mea, coaie, du-te morți mică, dacă mă mamă. Altădată, pe când a vrut să se întoarcă în dormitor, după ce a cercetat parterul, nu. A dat nas în nas cu entitatea. Nu! Nu mai uit! Nu mai uit! Deci nu mai uit, mă piș pe ea! Păi nu, eu cred că îmi bag planul de clip. E prea bun. Băi, e prea bun. De ce morți, mă, te-l miști antena în pula mea, coaie? Coaie, ce-i aia? Bro. Nu te... Te-mi pula, coaie, nu. Marș. Bro, ce? Băi, că chiar mi-e frică unul ăsta, chiar efectiv... Mamă, coaie! Băi, dacă aia coboară jos, eu închid clipul. Aie, de-i în pula mea, coaie, cât mai din clip? Puțin. Doamne ajută. Coaie. E încă acolo. Nu mai pot, coaie, bro, se întâmplă ceva. Acolo. Dacă coboară, coaie, să-mi bat. Coaie, dar mi-a fost frică rău clipul ăsta de la ala copilul. A fost bun rău. Toxica mota, bravo, coaie. Coaie, dă-te mult. Coaie, și ce voce are ăsta, coaie, să mă bată tata. Coaie, dacă coboară ceva de acolo sau din altă parte și iară mi-au jumpscare, eu mă piș pe el de câștig, nu mai uit.
sombra que está aquí abajito del apagador parece como una persona. Ay, mă, pe ești pe interruptorul tău, dă-i acolo lumină! Aie! Nu! 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 Coaie, nu! Marș! Nu! Nu! Coaie, nu! Mi se stize la antenă? Nu, 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 nu urca, bro, nu urca! Nu! Coaie, încă acolo! Eu nu mă uit, coaie, ba pula! Coaie, și la fel! Eu mă uit! Că trebuie să mă uit! Mamă, coaie! Marș! Cum o să pe... De ce te duci? Nu, se întâmplă ceva, coaie. Presimt. E ceva necurat în joc. Coaie, se întâmplă. Se întâmplă. Ce-i aia? Ce-i aia? Ce-i aia? Da la lumina. Marș, coaie. Du-te în pula. Coaie, ce era acolo sus? Coaie, ce e acolo sus? Coaie, ce-ți chestiile alea? Coaie, se ofer de perdea sau... Perdea. Ce perdea trecea ție perdeaua, coaie, că... Coaie, erau acolo de la început. Pula mea, coaie. Nu, se întâmplă ceva. Se întâmplă ceva, coaie, dă-te în folonea, coaie, că nu mai uit. Mă piși. Băi, băi acolo sus. Nu, nu. Mi se stiți lumina, mi se stiți lumina, mi se stiți lumina, mi se stiți lumina. Ce prost, e prost, e prost, e prost. Băi, nu, nu, că îmi bag pula, coaie. Cât mai din? Nu mă uit. Cine? Nu mă uit, nu mă uit, nu mă uit, dă-mă pula. Băi, câinele. Final, dracu, de câine copac. Băi, marș. Băi, pe scări se afla o silueta. Asta a fost tot? Mulțumesc, pa. Doamne ajută. Aoleu. Tu-s mort. Aceasta a dispărut ultim. Băi, dacă aveam lumina stinsă, bă, mă căcam. Faptul că nu avea nicio trăsătură vizibilă, ascunzându-și astfel intențiile. E coaie. Face momentul contactului și mai terifiant. Nu. Oricine s-ar speria. A. Voi... Cum ați reacționat într-o asemenea? M-aș fi căcat pe mine, efectiv. Băi, ești ok? Mamă, coaie, lasă cam firea de găină. Dacă vă plac episoadele de genul cu para... Mamă, coaie, dă-i un like. Genial. Genial, vere. Genial. Coaie, no, deci clipul coaie. Ăsta chiar m-a făcut să mă cac pe mine. La propriu gen. În fine, deci cam asta a fost și episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați acolo un like și ne luăm 3 episoade dacă v-a venit clipul de genul. Și vă pupăm. Bye.